Я Сусанна Корач. Hello, my name is Nebojša Zelenović. Руска Байджева. My name is Дълзеган. Казвам се Таня Христова. I'm the head of development department. Съм примарно комуна Липанешти. Different cities, different stories. Добродошли в наше место. Mă numesc Robert Nica, sunt primarul comunei Lipănești din județul Prahova, România. Comuna Lipănești este așezată în regiunea Sud-Muntenia și specific Lipăneștiului este pictura lui Nicolae Grigorescu la mănăstirea Zanfira când pictorul român avea 18 ani. Clădirile publice le avem în mare parte reabilitate pe exterior, din punct de vedere termic, dar din punct de vedere al încălzirii la interior, avem o grădiniță reabilitată și cu încălzire în pardoseală, ceea ce înseamnă un consum de energie mai redus. Din punct de vedere al strategiei energetice, noi avem o strategie de dezvoltare a localității care include și partea aceasta energetică. În continuare, clădirile publice sunt în program de reabilitare până la momentul la care toate instituțiile publice sunt reabilitate. Din punct de vedere al planificării, în Consiliul Local stabilim investițiile pe care vrem să le desfășurăm. Din bugetul localității plătim studiile de fezabilitate, proiectele, dar niciodată din bugetul localității nu putem plăti implementarea proiectelor. Și atunci avem nevoie de alte fonduri, care pot fi guvernamentale, europene sau din împrumuturi bancare. Guvernul României nu ne-a finanțat acest studiu de fezabilitate în anul 2017, iar pentru anul acesta 2018, fondurile europene se alocă doar pentru orașe în România, nu și pentru comune. Astfel încât deținem studiul de fezabilitate, dar nu avem sursa de finanțare a proiectului. Comuna Lipănești are în proprietate 8 clădiri publice. Din cele 8, 4 sunt în sistemul de învățământ. Toate cele 4 au fost primele reabilitate. După aceea s-a reabilitat centrul medical și sediul primăriei Lipănești, rămânând ca celelalte două clădiri, centrul cultural, căminul cultural și clădirea administrativ, să fie și ele reabilitate. Specific comunei Lipănești, noi am gândit crearea unui parc industrial în documentația urbanistică a comunei, o suprafață de 80 de hectare pe care am trecut-o ca destinație intravilan, zonă industrială, pentru ca aici să se poată dezvolta societăți comerciale care, prin activitatea lor economică și prin impozitele care le plătesc statului român, bugetul localității să aibă venituri pentru proiecte de eficiență energetică pe care le avem în vedere, precum și pe crearea unui cadru social îmbunătățit, în sensul în care cetățenii comunei să aibă locuri de muncă local. Specialiștii Agenției de Eficiență Energetică au instruit personalul primăriei, ne-au prezentat instrumentele de calcul și câteva dintre măsurile prevăzute în catalogul produs, care s-au dovedit foarte utile pentru reducerea consumurilor energetice în clădirile din patrimoniul primăriei, concomitent cu îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajații primăriei, cât și pentru persoanele care folosesc clădirile publice.